Între activitățile pe care le-am mai prezentat aici la televizor, de departe două sunt foarte căutate atunci când oamenii vor să-și facă un autocadou. Una este săritul cu parașuta. Mulți oameni își doresc să treacă peste treaba asta, mai ales că există un buffer de frică atunci când sar din avion. Și doi, oamenii vor să tragă tot mai des cu arma. Acum unii, mai ales cei care au muncă de birou, zic că trasul cu arma te și depresează, te destresează, te depresurizează, te face mai... Probabil mulți dintre voi nu știți că n-ai voie să folosești arma decât într-o anumită direcție, adică nu poți să o iei acasă, deci nu ți-o dau oamenii acasă și nu te poți întoarce către colegii tăi cu ea, pentru că nu poți. N-am mai fost la poligon de când am fost împreună să filmăm și mi-am dislocat un umăr. Nu ți-ai dislocat nimic, mă, termină. Era dislocat. Mi-a căzut mâna chiar pe jos, doamnelor. Oh, așa, așa. Aveam o problemă cu umărul stâng și strângând aiurea arma, reculul mi-a cauzat. Mi-au dat și lacrimile. Eram singurul trăgător în poligon care plângea. Semidepresiv, așa. Întotdeauna l-am văzut pe colegul meu Răzvan proiectat într-o altă epocă, într-o altă eră, într-un peisaj western. Și când vine răufăcătorul ăla, descrie wanted pe toți pereții. El ar fi: stai! Nu pot să trag cu asta că e dislocat tumor, acum te împuși cu asta. Fii bărbat, ce mama naibii! Fetele noastre și ele au fost în poligon. Alisa a fost să vadă de ce ai nevoie, cum te pregătești pentru treaba asta și la ce ești obligat atunci când vrei să tragi de adevăratele cu arma. Hai să vedem. Pentru că în fiecare zi mi-am propus să învăț lucruri noi, astăzi am venit să trag cu arma și nu o să o fac de capul meu, ci o să învăț de la profesioniști. Primul și în primul rând trebuie să ai vârsta de 18 ani împlinită, trebuie să ai forme de ședere în România legale, orică ești cetățean român, orică ești turist și ai o viză valabilă. Și să fii apt din punct de vedere medical. De ce trebuie să ținem cont? În primul și în primul rând trebuie să ținem cont de regulile de siguranță în poligon. Sunt cele mai importante, după care ne putem perfecționa și putem performa în această activitate. Trag și fete, trag și băieți? Trag și fete, trag și băieți și de cele mai multe ori fetele sunt mult mai bune decât băieții la nivelul de începători. Nu cred! Pe cuvânt! Deci am șanse. Mari șanse, mari șanse. Este obligatoriu. Va trebui să avem căști și ochelari de protecție. Câte kilograme are asta? Aproximativ 13 kg. Este într-adevăr un pic largă pentru tine, deși este cel mai mic model fabricat. O să-ți dau și o pereche de ochelari. Căștile le vom folosi în momentul tragerii, după ce îți voi face un scurt instructaj. Este o muniție letală, de aceea o să te rog ca atenția ta să fie sporită. Da? Prima regulă. Indiferent dacă arma este încărcată sau este descărcată, se va ține doar în acea direcție. Regula numărul 2, degetul arătător de la mâna dreaptă va sta în această poziție, se numește în prelungirea gărzii trăgaciului, aceasta fiind garda trăgaciului, da? Regula numărul 3, faci numai ce spune instructorul și când spune instructorul. Poți continua. Nu te lăsa pe spate. Ai tras foarte jos de data aceasta. Adică eu nici măcar n-am nimerit ținta. Ba da, odată. Ai tras un cartuș. Mai încercăm o dată? Evident că mai încercăm o dată. Bun. Nu mă las până când nimeresc ținta. Shooter, are you ready? Hai! Bun, mai tragem o dată și le băgăm pe toate în 10 acum. O să fii surprinsă. Ce tare, nu pot să cred! Bravo!
10! Super tare! Dar să știi că din punctul ăsta trebuie să te antrenezi, să exersezi în permanență. Nu merge o singură dată și gata. Wow! Liniare. Eu îți propun să facem o pauză acum, după care reluăm. Costurile unei ședințe de tragere sunt în funcție de cantitatea de muniție pe care dorim să o tragem și tipul de armă folosit. Prețurile pot începe de la 70 de lei până la 320 de lei. Cei care vor să obțină un permis de port armă, ce condiții trebuie să îndeplinească și ce anume trebuie să facă? În primul și în primul rând trebuie să aibă o vârstă de 18 ani împlinită, trebuie să fie apți din punct de vedere medical, nu trebuie să aibă antecedente penale și trebuie să urmeze niște cursuri speciale pe linie de arme și muniții. We'll be right back.